Salutare tuturor! M-am întors din vacanță, mi-era super, super dor de voi să vă văd așa fețele zâmbitoare și m-am gândit, inspirat evident de vacanță și de toate mesajele pe care mi le-ați trimis voi în vacanță, m-am gândit să fac un clip despre cum să călătorești cu un buget redus. Cafea și intro! Primul sfat este să vă planificați singur vacanța. Știu că există oferte la agențiile de turism, dar eu le-aș evita și asta din simplu motiv că de cele mai multe ori sunt mai scumpe. Sigur, există și oferte foarte bune de care clar trebuie să profitați și eu profit de oferte foarte bune la agențiile de turism, dar vacanțele oferite de agențiile de turism de obicei nu sunt un tur al țării respective sau al locului respectiv, ci mai degrabă sunt vacanțe într-un resort sau într-un anume loc, de exemplu o săptămână într-un singur hotel, într-o singură locație și de acolo și prețul mai ridicat, pentru că acele resorturi, acele hoteluri sunt ceva mai scumpe, oferind o experiență, un alt gen de experiență. Dar dacă voi vreți să vedeți un tur al țării sau vreți să descoperiți cât mai multe lucruri în acel loc, clar trebuie să vă planificați singur vacanța în așa fel încât să vedeți și să apucați să vedeți și să faceți tot ceea ce vreți voi. Sfatul numărul 2 este să stabiliți un buget. Atunci când vreți să plecați într-o vacanță, mai întâi căutați și vedeți cât au cheltuit alți oameni pe acea vacanță sau pe acel sejur, loc și așa mai departe. Există foarte multe bloguri de travel care dau foarte în detaliu aceste vacanțe cu cheltuieli. Puteți să vedeți pe ce anume s-au dus banii lor și poate așa puteți să mai reduceți din costuri. De exemplu, poate nu vreți să dați foarte mult pe cazarea pe care ei au dat-o sau poate vreți să mâncați în locuri mai non-turistice și nu în restaurante foarte luxoase sau foarte cunoscute și atunci bugetul se poate reduce. Apoi trebuie să vă dați seama cât sunteți dispuși să dați pe acea vacanță, pentru că poate nu sunteți dispuși să dați, nu știu, 2000 de euro pe vacanță, chiar dacă 2000 de euro pentru acel loc este foarte, foarte ieftin, pentru că așa sunt prețurile în zona respectivă. Dar nu sunteți dispuși, așa că atunci puteți să vă căutați altă vacanță. Și tot în funcție de cât sunteți dispuși să cheltuiți pe o vacanță, o să vă puteți da seama și cât timp puteți să petreceți acolo. Pentru că, automat, cu cât mai mult timp petreceți în acea vacanță, cu atât veți cheltui mai mult. Sfatul numărul 3 este să ții biletele de avion din timp. Noi, de fiecare dată când am plecat undeva, am luat biletele din timp. De fapt, dacă stau bine să mă gândesc, în ultima perioadă, în fiecare an, la început de an, stăm și ne gândim unde am vrea să plecăm anul acesta, ne cumpărăm biletele pentru vacanțele respective, iar apoi stabilim când se apropie vacanța restul detaliilor legate de vacanță. Facem asta pentru că la începutul anului biletele sunt cele mai avantajoase ca preț. De obicei, luăm biletele de pe vola.ro pentru că în ianuarie, la Vola este luna ieftinoarie, așa se numește. Asta tocmai pentru că la începutul anului, cum v-am zis, biletele sunt cele mai avantajoase. O să vă fac așa un mic insert ca să înțelegeți de ce sunt biletele mai avantajoase și mai ieftine în ianuarie. Cei de la Vola au un clip foarte simpatic cu Ștefan, Low Price Manager, și o să fac acum un insert foarte, foarte mic și o să vă las și link în descriere către clip. Așa că, Ștefan, ai scenă! El este Ștefan, Low Price Manager la Vola.ro, responsabilul să găsească cele mai bune prețuri pentru călătoriile tale. Dacă veți intra pe Vola.ro, o să vedeți că ei au și un calendar, iar ăsta este motivul pentru care am început din start să folosesc Vola când am început să cumpăr bilete de avion mai des, pentru că acel calendar îți arată pe zile cât sunt biletele mai ieftine, mai scumpe, cu cât și așa mai departe. Iar asta, să știți că mă duce la următorul sfat și anume să fiți flexibili. Ideea este că dacă voi vă așteptați să faceți o vacanță fix într-o anumită zi, puteți să o faceți, dar de multe ori s-ar putea să vă coste poate chiar și 100 de euro în plus, pentru că dacă vă uitați pe acel calendar, veți vedea, nu știu, că poate dacă plec, să zicem, vreau să plec pe 5 martie. Și mi-arată calendarul că dacă aș alege să plec pe 6 sau pe 7 martie și să mă întorc cu 2 zile mai târziu, aș putea economisi poate chiar și 100 de euro de multe ori. Se întâmplă, să știți, să economisiți chiar și 100 de euro la biletul de avion dacă alegeți, nu știu, 2 zile mai așa, mai în spate sau 2 zile mai în față. Așa că fiți flexibili când vine vorba de vacanțele respective și încercați să nu bateți în cuie cumva niște date exacte și
să vedeți în funcție de cum găsiți biletele de avion mai ieftine sau mai scumpe, așa o să reușiți să vă reduceți și costul vacanței. Sfatul numărul 5 este să nu te aștepți la lux. Dacă vrei să ai o vacanță cu un buget redus, nu poți să te aștepți să găsești hotel de 5 stele, restaurante de lux și așa mai departe. Trebuie să cauți cazări decente, accesibile ca preț, trebuie să încerci poate să mănânci la restaurante mai non-turistice sau să vezi și să afli, să întrebi chiar acolo când ajungi, să întrebi pe stradă unde mănâncă de obicei localnici și să te duci acolo, pentru că acolo vei găsi prețuri mai accesibile. Poți să profiți din plin de street food, pentru că street food-ul de obicei în orice țară este cam cel mai ieftin și poți profita de acest tip de mâncare ca să îți reduci bugetul. Poți să folosești transportul în comun și să nu iei taxi sau Uber, așa că sunt variante prin care să reduci bugetul, dar ideea este să pleci din start cu o așteptare reală a cum o să fie vacanța respectivă și să nu te gândești că o să pleci acolo la lux. Să stabilești un traseu exact. Pentru a te putea încadra în acel buget pe care l-ai stabilit, este foarte important să faci un traseu. Traseul te va ajuta în primul rând să te asiguri că vizitezi absolut tot ce-ți dorești în țara respectivă sau în orașul respectiv, apoi te va ajuta să rămâi și să te încadrezi în buget, pentru că în momentul în care faci un traseu, știi ce tururi urmează să faci, poți să afli preț tururilor respective și automat bugetul tău se va contura și nu vor exista prea multe surprize pe parcursul vacanței. Poți căuta pe internet să vezi ce merită vizitat și ce nu în locul respectiv ca să îți poți contura acel traseu. V-aș sfătui să nu aglomerați prea multe lucruri de făcut într-o singură zi, dar nici prea puține, și întotdeauna să vă dați timp măcar o zi, două pentru descoperiri spontane în locul respectiv. Guys, cam astea au fost sfaturile mele legate de cum să călătoriți cu un buget mai redus. Asta este fix ceea ce facem noi, adică exact așa călătorim noi. Dacă mai vreți clipuri legate de călătorii, nu știu, sfaturi mai detaliate despre ceva anume, chiar vă rog să-mi spuneți și o să vă fac materiale, nu știu, de bagaje, bilete de avion, cazări, orice, orice, puteți să mă întrebați. Dacă aveți întrebări legate de acest clip sau ceva ce am menționat sau ceva ce nu am menționat, chiar vă rog să-mi scrieți în comentarii și am să vă răspund la întrebare. Și ce să zic, să aveți o zi cât mai frumoasă, să călătoriți cât mai mult, să vă bucurați de experiențe, pentru că credeți-mă, este o experiență foarte, foarte frumoasă să vizitezi și alte culturi și alte locuri și să le vezi așa cu ochii tăi. Da, și ne vedem data viitoare cu un nou clip. Pa, pa!